De la 1 noiembrie, toate autoturismele care circulă pe drumurile publice acoperite cu gheață, zăpadă sau polei trebuie să fie echipate cu cauciucuri de iarnă. Pentru a respecta noua prevedere, dar și pentru a nu întâmpina dificultăți în trafic, serviciul de ambulanță Dâmbovița s-a pregătit pentru iarna care se apropie. Pentru mașinile de la stația centrală din municipiul Târgoviște, dar și de la cele din județ, au fost achiziționate cauciucuri de iarnă, soluție pentru parbriz, antigel, tot ce este necesar pentru ca autovehiculele să circule fără probleme în sezonul rece. Este o procedură începută, avem deja în magazin un stoc de peste 120-130 de cauciucuri. Am achiziționat cauciucuri cu profil de iarnă. Urmează ca în zilele acestea până la 1 noiembrie să și echipăm ambulanțele cu aceste cauciucuri și să mai vină o cantitate, nu știu exact care este numărul de anvelope care trebuie să mai sosească. În orice caz, la 1 noiembrie toate ambulanțele vor fi echipate cu cauciucuri de iarnă și nu vor fi probleme din acest punct de vedere. De asemenea, nu avem probleme nici cu lichidul antigel, cu nimic din ceea ce înseamnă pregătire autosanitarelor pentru sezonul rece. Suntem în grafic. Deocamdată în magazia serviciului de ambulanță Dâmbovița se află aproximativ 120 de cauciucuri de iarnă, însă până la începutul lunii noiembrie toate cele 70 de salvări vor fi echipate corespunzător.